și prin pavilionul înghesuit și am ajuns într-un loc care arată atât de ca continental. Și ne bucurăm să demarăm seria de lansări în acest spațiu minunat și cu două romane pe care semnate de niște autori deja cunoscuți publicului românesc. Este vorba de Francesc Mirales, un autor catalan, deja publicat în colecția Raful de Nisei, întâi cu un roman semnat în colaborare cu Care Santos, altă autoare catalană de succes, apoi cu romanul Iubire cu inimii. Roman al cărui continuare este practic cartea pe care o lansăm astăzi, Wabi Sabi, în traducerea reputatei hispaniste Tudorașa Mehedinți. Celălalt roman despre care va vorbi doamna profesor Floranda Elian, profesor de literatură și civilizație italiană la Universitatea din București, este semnat de Sara Dână, numele familiei se numește și este oarecum o continuare a Veselului Sânge și Splendoare, de asemenea o carte dedicată familiei Borgia de către această mare autoare de roman istoric care este Sara Dână. Voi da cuvântul întâi doamnei Tudorașa Șandru, preocuparea lui Francesc Mirales, pentru a ne vorbi despre romanul lui Mirales, Wabi Sabi. Bună seara și bine ați venit la standul editurii Humanitas Fiction, prestigioase edituri. Cartea pe care o lansăm acum este un roman extrem de atrăgător. Aș spune că pe alocuri chiar fascinant. Dar înainte de a spune câteva cuvinte despre cartea în sine, poate s-ar cuveni să facem un succint portret al autorului. Francesc Mirales, acest nume al literaturii spaniole actuale, este o personalitate originală și polivalentă. Este romancier, eseist, jurnalist, editor, muzician. Catalan de origine, face parte din pleiada celor mai de seamă reprezentanți ai tinerii generații de scriitori actuali din Spania și cu siguranță este unul dintre cei mai de succes pe plan internațional, tradus în peste 20 de limbi, între care și limba română, cum vom vedea imediat. Este născut la Barcelona, este un scriitor bilingv, deci scrie și în catalană, limba sa maternă, dar și în spaniolă. De altfel, romanele scrise în catalană sunt imediat traduse în spaniolă. Și opera lui cuprinde cărți de ficțiune, romane, literatură pentru copii și tineret, dar și non-ficțiune, spre exemplu, cărți de dezvoltare personală, dar și un volum de reportaj de război, la războiul din Croația și Slovenia. O altă particularitate a creației lui Mirales este aceea că scrie și singur, dar și în colaborare. În colaborare aș cita un încântător roman numit Cel mai frumos loc din lume este chiar aici, scris în colaborare cu Care Santos, o autoare de asemenea catalană, de asemenea publicată de editura Humanitas, și singur de data asta a scris romanul Iubire cu inimic. Cartea de față, Wabi Sabi, fiind un fel de continuare a acestui ultim roman, Iubire cu inimic, pentru că reia situații și personaje, totuși ea poate fi citită fără să se facă o referire concretă la romanul anterior. Adevărat bestseller. Este un roman care prezintă un fel de incursiune în viața Japoniei actuale, care împletește viziunea tradițională, conceptul care a dat titlul cărții, pe care o să-l explic imediat, pentru că mai rar, cu cea modernă, situația geișelor astăzi, tehnica modernă japoneză,
problema cutremurelor. Nu este însă o acumulare savantă de informații istorice sau turistice, ci crâmpenie de viață trăită, de viață foarte actuală. Acțiunea se petrece în 2014, deci în plină era revoluției informatice. Crâmpenie de viață trăită de Samuel de Juan, protagonistul, care este un personaj fermecător, dotat cu simțul umorului, autoironie. E un personaj introvertit, dezamăgit în dragoste și obsedat de problema singurătății, asupra căreia filozofează. Și iată numai câteva cuvinte pe care le spune Samuel cu privire la cunoașterea de sine și problema singurătății. Spune așa, citesc: cu vremea am înțeles că nu singurătatea, ci ceilalți reprezintă calea cunoașterii de sine. Odată ce ai renunțat la toate, e relativ ușor să urci muntele și să aștepți pur și simplu să treacă zilele. Cel mai greu, arta supremă, e să întreții relații cu cineva diferit de tine, căci abilitatea noastră în acest domeniu ne dă adevărata măsură ca ființe umane. Japonia este universul wabi-sabi, un concept estetic care are în centrul său acceptarea conceptului de efemer, acceptarea imperfecțiunii. Pentru japonezi, frumusețea rezidă deseori în elemente trecătoare, de unde și pasiunea pentru florile de cireș, una din florile naționale ale Japoniei. Citez în carte: este wabi-sabi frumusețea lucrurilor trecătoare. Florile de cireș sunt frumoase, dar în același timp sunt trecătoare. Suntem fericiți că le vedem, dar în același timp e o fericire puțin tristă, pentru că suntem conștienți că ele vor dispărea în curând. Și poate că puține cuvinte în explicarea originii acestei expresii. Se pare că termenul sabi se folosea la origine pentru a descrie frumusețea subtilă a poeziei japoneze din secolele al XII-lea și al XIII-lea, care erau mai curând tristă și sumbră. Acest cuvânt evocă sentimente melancolice. Cealaltă parte a ecuației, cuvântul wabi, evoca umilință și austeritate, sărăcea finanță ce se naște din diferența față de bogăție și ostentație. Wabi este expresia frumuseții ca manifestare a energiei creative care curge prin toate ființele și lucrurile. Este o frumusețe care, precum natura însăși, este în același timp obscură și luminoasă, tristă și veselă, aspră și blândă. Frumusețea acestei forțe naturale nu este perfectă, ci veșnic schimbătoare și mai presus de înțelegerea noastră. Așadar, wabi însemna la origine tristețea sărăciei, însă încetul cu încetul a ajuns să definească o atitudine în fața vieții, prin care omul încearcă să se resemneze în fața condițiilor dificile ale existenței sale și învață să-și găsească pacea și sănătatea mentală chiar și astfel de împrejurări. Iar sabi este, zic fundamental, un concept estetic în strânsă legătură cu wabi, care este o idee filozofică. Să știți că acest roman este foarte complex, deci pe lângă această latură, aș putea spune chiar filozofică, cu referire la estetica tradițională, este și un roman de dragoste, un roman erotic, pentru că bineînțeles că eroul care face un minunat voiaj în Kyoto, vechea capitală niponă, are parte de o istorie sentimentală cu o frumoasă japoneză, care cade foarte bine pentru că tocmai fusese dezamăgit la Barcelona de Gabriela, prietena lui de mai mulți ani, care îl părăsește. Nu vă dezvăluie și alte amănunte legate de acest roman. Aș încheia numai spunându-vă că l-am tradus cu foarte mare plăcere.
și sper ca cititorii români să îl citească cu aceeași plăcere cu care l-am tradus eu. Vă mulțumesc! Romanului Miraie. Un roman care este la rândul lui o pledoarie pentru imperfecțiune, pentru simplitate, pentru minimalism, pentru găsirea fericirii în imperfecțiune. În inevitabilă imperfecțiune a existenței. Deci am acuma la un la capăt propus al spectrului, la o perioadă foarte flamboiantă și o istorie foarte flamboiantă, cea a familiei Borgia. Romanul în numele familiei, protagonista este familia Borgia. Iar despre această carte ne va vorbi doamna profesoară Mariana Frate Iulian. Bună seara! Mă bucur că sunteți destul de numeroși, pentru că eu voi vorbi scurt despre un roman fermecător. Autoarea acestui, în primul rând vreau să vă spun că este al cincilea roman al acestei autoare, care apare la Humanitas și apare la Humanitas pentru că ea este deja un nume internațional cunoscut și tradusă în foarte multe limbi. Deci era normal ca să fie tradusă și aici și cred că e și deja destul de cunoscută. Sama Danu este la o formație istorică, a făcut istoria la Cambridge. Este o britanică, uita să spun. Și este o britanică care a făcut istoria la Cambridge, după care a făcut jurnalism atât la BBC, televiziune, cât și BBC radio, după care a început să publice romane polițiste, după care a publicat romane de thrillere psihologice, pentru că n-a sfârșit să devină un nume de mare succes în lume cu romanele sale istorice. De ce am făcut această povestire a traseului? Pentru că noi ne aflăm acum în față cu o carte care este un roman istoric și care este scrisă cu acuratețea documentară a unui istoric autentic. Este, în schimb, scrisă cu tensiunea și cu capacitatea de a acapara pe cititor, așa cum o fac cele scriitori de romane polițiste. Și are o pătrundere psihologică și o finețe de a interpreta micile înclinații, micile gesturi, lucrurile care nu se văd, care nu au rămas în istorie, care completează istoria, pentru că un scriitor de romane istorice bun, de fapt, umple golurile istoriei cu umanitate. Povestea pe care ne-o spune Sara Danu aici este așa ca și în romanul precedent, așa cum ai translat, care a fost publicat tot la Humanitas și care se numea Sânge și Sfârșitoare, povestea despre familia Borgia. Se ocupă tot despre familia Borgia. Este clar că Sara Danu, așa cum scrie și în postfață, a făcut o mare pasiune pentru această familie și a făcut o mare pasiune din două motive. Pentru că ea a fost una din familiile istorice cele mai denigrate de-a lungul timpului, au devenit așa un fel de diavol încarnat și au pus să caute în documente ca să ajungă la autenticul acestei familii, ca să descopere și foarte multe adevăruri în legendele care circulă și foarte multă umanitate în personajele extraordinare care fac parte din această familie. Și totodată cred că a pasionat foarte tare familia, pentru că ea se găsește, este operantă, ca să spun așa, în istoria Italiei, într-un moment de cotitură. Într-un moment de cotitură mai degrabă rău, nu bun al Italiei. Noi suntem în jurul anului 1500, când echilibrul pe care izbutiseră statele italiene, mai ales din cauza unui mare personaj care a fost Lorenzo Magnificul, să o stabilească în secolul precedent.
și să țină statele italiene în politic, într-un anumit echilibru care să permită acea florire culturală care venea ca model tocmai de la Florența, după moartea Magnificului, în parte și pentru că dispare acest personaj fabulos, dar nu numai, marile state din jurul Italiei se uită la această Italie care este bogată, este rafinată, este extraordinar de cultivată, care are armate mercenare slabe, state multe și mici care se ciorobă între ele, trecare, de ce să ne ocupăm acest teritoriu? Și vin de la sfârșitul secolului al XV-lea, începe de fapt o continuă agresiune a statelor mari în Italia. În fața acestei agresiuni, ce fac micile state italiene? În loc să încerce să se unească, să găsească o politică unitară, ele se ciorobă în continuare între ele, fac alianțe și para-alianțe, se unesc, se despart, se trădează. Deci este o perioadă extraordinar de fie, dar și de pericoasă, de sângeroasă, și în care familia Borgia deține un loc absolut de frunte, pentru că Alexandru al VI-lea este papă, fiul său Cezare Borgia este un personaj cu totul fabulos, care are un flair militar și politic extraordinar, drept care îi gândește să cucerească o mare parte din Italia și cu sprijinul papei, evident, și folosind ca monedă de diplomatică pe frumoasa Lucrezia Borgia, fata familiei, invită de toți într-un mod aproape bolnavicios, dar care de fapt este în ultimă instanță fica acestei perioade și victima acestei perioade. Ce interesant în acest roman față de precedente, care se ocupă tot de familia Borgia, este că seara a avut o mare curaj. Toată cartea este despre un singur an. Anul care merge din 1502 până în 1503. Și lucrurile astea face cartea și mai pasionată, pentru că este incredibil cât de multe lucruri se întâmplă. Câte schimbări fabuloase, câte războaie, câte crime au loc, da? Și toate chestiile astea dublate de aspirații foarte diverse de fiecare personaj, de o fundamentală neîncredere a fiecăruia față de fiecare, dar și de personalități foarte puternice. Vreau să vă spun că autoarea știe să creeze niște personaje care, păstrându-și coordonatele istorice cunoscute, au o umanitate, o finețe psihologică, niște fiuri care merită ele ca atare să fie cunoscute, chiar dincolo de istoria pe care eu le repet. Și prin aceste personaje, într-un mod foarte plăcut sufletului meu, de data asta apare ca un comentator, ca un rezonăr, Machiavelli. Spun drag sufletului meu, pentru că în colecția Biblioteca Italiană, pe care o publicăm la Humanitas, au apărut o parte din operele lui Machiavelli, care Machiavelli tratează exact această perioadă, o comentează ca un diplomat și ca un funcționar de politică externă, care față de acești giganți care fac politica, el este un observator românesc și așa descrie foarte bine, o întâmplare foarte interesantă și foarte autentică, așa cum rezultă și din scrisorile lui Machiavelli. Pe de altă parte, îmi dai seama foarte bine ce a rămas în istoria asta, pentru că eu cred că majoritatea oamenilor cu o cultură minimală, dacă întreb de Machiavelli, au auzit de Machiavelli. Dacă îi întreb de Lucreția Borgia sau cum de Alexandru al VI-lea Borgia, dar așa cine au fost, cam când au fost. Deci felul în care se studie memoria
culturală, se așează, se stratifică, e foarte interesantă, da? Pentru că ea tratează pe Machiavelli așa cum era realmente, un funcționar extraordinar de inteligent, un flerte mai cunoscut, un foarte mai observator, dar față de acești oameni nu are niciun fel de putere. Vreau să mai spun că această carte este foarte frumos tradusă de doamna Irina Boșin, pe care nu o cunosc personal, dar mă bucur foarte tare pentru că este o carte foarte frumos tradusă. Și aș încheia spunând că este o lectură absolut cuceritoare. Există nenumărate scene de neuitat, unele de o mare cruzime, dar altele de o mare finețe, inclusiv a peisajului, a obiceiurilor mărunte, ale vieții de palat, ale vieții orașelor cu tabiere. Adică e o carte care te îmbogățește și te face. Așa că te rezonat foarte tare. Deci o lectură și plăcută și deosebit de instructivă. Repet, pentru că e făcută cu seriozitatea istoricului și cu talentul unei foarte bune scriitoare. Vă mulțumesc! Doamne profesor, la toată Ian, doamne Ionela Șandu, doamne Totala Mamei, Oabi Sabi, vă mulțumim și cu asta pentru că ați fost alături de noi din prima noastră lansare. Sperăm să vă placă cele de-a fost ambele întâmplătoare, una în cardinal, alta pe informativă. Și vă așteptăm în continuare la astea de lume, pentru că vă avem multe, multe cărți cu care chiar mai lăudăm. Gracias.